Eu nici nu știu ce, cum te-am rezistat noi până la momentul ăsta, că abia așteptam să vină în platoul nostru, da, omul care ne dezlușește visurile. Știi ce nu știu eu? Eu nu știu cum a zburat timpul ăsta, deja suntem în octombrie, voi vă dați seama, deja săptămâna să fac o lună de zile de când, gata, a trecut botezul. Deci a trecut botezul. Nu ți-a mai arătat greșelile, îți spun. Ai grijă, nu se prescrie nimic. Alături de noi în platou, ca asta voi să spui, Lili, de fapt. Da, voiam să prezint eu, pentru că fierb efectiv aici, am auzit că sunt niște probleme cu planetele. Alături de noi astăzi în platou este Cristina Demetrescu și ne spune ce se întâmplă în luna octombrie. Bună, Cristina. Bine v-am găsit, să știți că putem să vorbim și despre vise, da? Așa mai la o păi cap. Nu, dar ne-au scris oamenii că i-am întrebat și ne-au scris ce schimbări așteaptă ei de la luna octombrie. Multe și mărunte. Și sunt cu Maria aici, suntem frați de suferință, că zice ce-mi doresc în octombrie, să se finalizeze lucrările în apartament, că m-am săturat ca de mere acre. Păi să vedem dacă ne spun acum. Zice că e berbec, speră să îi se alinieze planetele așa cum trebuie. Luna asta se întâmplă, să spunem, tot răul spre bine. Există o eclipsă care se produce cu tot cu planeta Venus. Venus e bun, dar e eclipsa în zodia Scorpionului, într-adevăr, produce niște schimbări efervescente pe toate planurile. Se umplă la scheleții din dulap luna aceasta. Mare atenție la cei care sunt mai secretomani așa și care ascund lucruri, cei care știu ei au o viață dublă. Atenție, mare atenție. Și ce să spun, avem o împrăștire de planete. Planetele sunt împrăștiate peste tot, prin toate zodiile. Motiv pentru care horoscopul trebuie să-l facem așa mai pe bucățele, pentru că este foarte greu să ne ocupăm. Dar asta înseamnă că fie ne împrăștiem energiile, fie putem să le rezolvăm pe toate în funcție de abilitățile noastre de regizori. Deci avem luna asta o eclipsă, da? Reamintesc, pe data de 25 este prima eclipsă, va mai fi una în luna noiembrie, avem eclipsă parțială de soare în zodia Scorpionului. Cu tot cu Venus, asta înseamnă multe deblocări, într-adevăr, adică se deblochează, se află tot felul de amănunte, tot felul de lucruri și ne permit cumva chiar să descoperim lucruri din trecut care ne țineau pe loc sau tot felul de, eu știu, mistere care acum le elucidăm. Mare atenție și la emoții, la sentimente, pentru că un Venus cu eclipsă generează foarte multe gelozii, foarte multe pasiuni, foarte multe pasiuni mistuitoare, deci nu vreau nici să stric vibe-ul emisiunii, dar se poate ajunge și la sinucidere pasională și la crimă pasională. Mare atenție la cei care sunt atât de, eu știu, pun prea mult suflet. Știți foarte bine că există persoane care duc lucrurile într-o extremă. Ne delectăm luna aceasta cu un Venus în balanță, care este foarte elegant, este ca un fotomodel pe podium, adică cere eleganță, bun simț, bun gust. Mai mult decât sigur, luna aceasta vor fi amendate persoanele care nu umblă cu eticheta, ca să spunem așa, sau care nu știu codul bunelor maniere. Deci atenție cum ne purtăm. Venus îl ajută pe Marte în Gemeni, pentru că Marte în Gemeni este foarte belicos. Auzim tot felul de amenințări din toate direcțiile, cu tot felul de la tot felul de persoane foarte importante, motiv pentru care spun Marte, cel cu războiul, este slab, Venus, cel cu pace, este foarte puternic și îl și ajută prin trigon luna asta. Pe 22 Saturn nu va mai fi retrograd, iese din retrogradare după câteva luni în Vărsător, ceea ce înseamnă că situații blocate, colective, cum a fost tot anul cu avioanele, cu aeroporturile, cu toate blocajele, se mai rezolvă, adică se mai găsesc soluții. Ele sunt, să spun, soluțiile care au întârziat după pandemie și tot haosul care a fost, dar care poate multora le-a stricat vacanțele. Și nu în ultimul rând, cuadratură maximă între 2 și 12 octombrie, am mai povestit noi despre lucrul acesta, când Uranus și Saturn se strâng, zilele de 5, 6, 9, 12, 26, da, sunt zile puțin mai critice luna aceasta, zile în care simțim anumite blocaje. Și vestea bună este că Mercur a ieșit din retrogradare, stăm mai bine la comunicare, la drumuri, la negocieri, chiar și la tratamente, pentru că Mercur este în Fecioară și oamenii poate au stricat, au greșit, au luat pastilele greșite, le-au făcut rău și acum Mercur, cel puțin în mod, schimbăm tratamentul și ne simțim mai bine. Ne luăm pe rând? Sigur. Pentru berbec, Venus este o bucurie. Spuneam că o luăm așa cumva pe bucăți. Se ajunge la un consens și la o reconciliere a berbecului cu soții, soțiile, partenerii. Chiar dacă sunt singuri, berbecii pot fi echilibrați. Îi ajută cineva, cineva le ia din greutate.
asta considerăm că trebuie să și comunice despre problemele lor, nu să le țină pentru ei. Pentru berbec, eclipsa s-ar putea să vină cu un pic profit. Spuneam că tot răul este spre bine luna aceasta. S-ar putea să aibă și o pierdere, dar și un câștig, numai că acest lucru îi pune pe ei pe un făgaș nou. Să spunem că tata vinde o proprietate și atunci ne alegem cu ceva profit, să spunem. Pentru tauri, taurul are o lună foarte bună din punct de vedere al sănătății medical, lucrurile intră cumva, se echilibrează. Taurul poate să afle vești bune și cumva se liniștește, poate chiar are o stare de bine, nu neapărat de bine medical. Are inspirație din punct de vedere, să spunem, profesional, sunt tauri, ca aceia care caută, aș spune, care au idei creative de pe urma cărora ar putea să scoată și ceva profit. În plan conjugal însă, acolo este eclipsa și apar gelozii, tensiuni. Pentru cuplurile care sunt foarte stabile, e o mică frână. Celelalte cupluri s-ar putea chiar să ajungă la amenințări. Cei mai nervoși, nu nervoși, nervoși. Așa. E inofensiv. La amenințări cu divorțul, amenințări spuneam. Am spus că Marte în Gemeni este mai tare în gură luna aceasta, dar că nu face atâta rău. Gemenii au o lună foarte bună din punct de vedere emoțional, sentimental, în relația cu copiii vechi, cu copiii noi. Mai apare ceva. Sunt situații și situații. Sunt situații, da. Dar acum, dacă e o lună de iubire, nu se știe. Dacă, de exemplu, urmăresc așa un scop creativ, un scop artistic, gemenii ies dintr-o atmosferă mai sumbră și cumva sunt echilibrați, se bucură plăcându-le ceva, urmărind o pasiune. Fac anumite investigații medicale și, spuneam, e o lună radicală în care ori la bal, ori la spital, adică pot găsi anumite cauze mai vechi, eu știu, care îi supărau și care nu știau de unde, să spunem, chiar și în ceea ce privește stresul, da? Sau depresia sau anumite afecțiuni care nu sunt neapărat, eu știu, de ordin fizic. Racii își găsesc mai multă liniște, chiar și în casă, cu familia, nu știu, poate pleacă soacra de acasă, eu știu, își găsesc pacea. Atenție însă, femeile care au, eu știu, care sunt însărcinate, cele care nu își doresc sarcini luna aceasta, să fie foarte atente, pentru că eclipsa este în zona asta a copiilor. Este o lună cu foarte multă intensitate emoțională. Racul și așa este foarte sensibil, dar să nu fugim de emoții, pentru că până la urmă asta ne conduce cumva spre inteligență emoțională. Racul, leul este, obține ce vrea, l-are pe Venus pe casa comunicării, acolo a fost și o lună nouă, recent, cu puțină diplomație și cu puțin tact și cu puțină, eu știu, puțină artă teatrală, ca să spunem așa, leul este pe val și cam deschide toate ușile, atât pentru el cât și pentru ceilalți. Eclipsa este pe casă, pe domiciliu, pe patrimoniu, pe familie și acolo se produc schimbări majore, pur și simplu de pe o zi pe alta. Poate oamenii se decid să vândă, să cumpere, să se mute sau cine știe. Pentru zodia Fecioarei are o lună profitabilă, chiar dacă, să spunem, nu primește bani sau nu este o persoană, eu știu, nu e un freelancer care să facă bani în plus, deși aceia sunt foarte bine aspectați, dar are o lună mai relaxată, își achită datoriile, are discounturi, negociază. Este o lună, eu știu, cu spor, aș spune. Adică, știi, sunt luni fără spor, ai bani și se duc banii, n-ai bani vezi. Și... Exact. Totuși să fii atentă ce vorbește, ce spune, cum deschide gura, pe ce subiecte, pentru că acolo s-ar putea să stârnească niște furtuni. Și mare atenție la condus, da, când merge cu mașina. Sau când merge cu mașina, nu știu, supărată sau nervoasă. Vorbim despre zodia Balanței, care se simte bine în continuare, acolo este Venus, a fost o lună nouă, este minunat ce se întâmplă cu zodia Balanței. Se îmbracă bine, primesc laude, aprecieri, dar atenție că sunt și balanțe care se ascund în spatele unor etichete, care nu sunt atât de fericite, dar care au senzația că dacă, eu știu, au bani sau au mașini sau au case, asta înseamnă tot. Se produc niște schimbări fundamentale odată cu eclipsa și în plan financiar pentru balanțe, cele care duc, eu știu, calul mor de picior s-ar putea să piardă și celelalte care ies din zona de confort și conștientizează așa spiritual care este sistemul de valori, probabil că au de câștigat, cu siguranță.
Pentru Scorpion este o lună de introspecție. Cine vede un Scorpion căzut pe gânduri, să facă bine să-l lase în pace, să nu-l întrebe ce ai, ce s-a întâmplat, pentru că el acolo rumegă, da, rumegă în interior. Nu neapărat să nu-l atâțe, dar Scorpionul nu simte nevoia să vorbească despre problemele lui. Are sistemul său de introspecție și de găsire a soluțiilor atunci când stă pe gânduri sau se gândește sau meditează. Eclipsa, evident, este pe zodia lor, este și Venus pe zodia lor și s-ar putea să ia decizii radicale în funcție de sentimentele pe care le au și emoțiile pe care le au chiar în ziua de 25, dar lucruri care cumva se schimbă și pentru ei sau se schimbă și pentru alții în funcție de ce implică aceste decizii pe care le iau scorpionii. Sunt probabil mai geloși, mai suspicioși, da, luna aceasta, și uneori aș spune că scorpionul cam are dreptate. Scorpionul nu prea miroase degeaba pe acolo pe unde este. Săgetătorii au protecție bună, au noroc, au cu tine vorbesc, au noroc, se înconjoară de oameni buni. Da, s-ar putea să, da, simt că au noroc sau simt că sunt ghidați. Acum, în funcție de fiecare, eu știu, de fiecare nivel, dacă primește ajutor, te bucuri de el. În tot cazul pot cunoaște și pot face și prieteni, cei care au chef de așa ceva, dar cunosc oameni plăcuți, oameni buni în viața lor care schimbă lucrurile. Eclipsa este pe sănătate și așa cum am spus, sunt lucruri care se pot schimba, mai ales când vine vorba despre anumite dependențe, pentru, eu știu, să te lași de țigări, să conștientizezi că îți face rău, că pe viitor ceva nu va rezulta bun. Fumezi? Nu, niciodată. Eu nu fac nimic din ce este rău. Atunci trebuie să te apuci. N-ai niciun viciu. Trebuie să te apuci. Pentru Capricorn este o lună foarte bună din punct de vedere profesional și urcă o treaptă de pe care nu o să-i mai dea nimeni jos de acolo. Este un moment de maturitate profesională pe care o recunosc și alții și pe Viu Grai, dar s-ar putea și cu o diplomă, cu un premiu, cu, eu știu, cu un salariu în plus, să fie și mai bine și punctat. Atenție însă la prieteni, așa se întâmplă. În momentul în care crești profesional, mai rămâi fără prieteni. Nu știu dacă v-ați prins, dar e o regulă a vieții. Vărsătorii pot călători, au lună bună, au ușile deschise pentru cei care vor să călătorească. Alții care nu vor să călătorească, și mai ales mă refer la străinătate, pot evolua, pot învăța, pot citi, pot explora. Trebuie să aflăm ceva nou de fiecare dată. Și eclipsa este undeva pe zona de autoritate. Nu suportă să li se spună ce trebuie să facă, mai ales dacă au tați, impunători, tirani sau niște șefi, da? S-ar putea chiar să-și dea demisia un vărsător, pentru că pur și simplu îi se pune pata. Scorpionul ăsta și eclipsa care se produce este foarte radicală. Iar zodia Pești valorifică niște proprietăți, simte nevoia să pună niște bănuți deoparte, s-ar putea să vândă, dar este foarte secretos, ridică suspiciuni. Acele lucruri care se fac, de exemplu, împreună în cuplu, peștele le face doar el și la un moment dat cuiva nu-i miroase bine. Însă, pentru peștii care sunt plecați din țară sau cei care pleacă sau care chiar sunt stabiliți dincolo de granițele țării, este o perioadă mai agitată, da? Pentru că se pot produce schimbări care țin de, nu știu, societatea în care se află, care îi afectează în mod direct. Cristina, dintre toate zodiile, care va fi cea mai afectată? Scorpionul, zic eu. Și nu doar atât, adică Scorpionul este o zodie a transformărilor majore. Faptul că se produce această eclipsă de soare, chiar fie ea și parțial, în opoziție cu planeta Uranus. Uranus vine cu evenimente peste noapte, care cumva ne pot lua prin surprindere. De aceea spuneam că până spre sfârșit de noiembrie este o perioadă mai intensă, dar nu trebuie să ne speriem foarte tare de lucrul acesta, doar trebuie să ne adaptăm. Știi, ca și când mergi pe un pod mișcător, poți să cazi sau poți să te ții bine și ajungi la, cumva, la capătul drumului. Eu mă gândesc și la situația asta generală pe care o avem acum în Europa, și ai zis ceva despre război și ai zis că nu este puternic Marte cu războiul, ci este puternic Venus cu pacea? Marte, care va și retrograda stăpână pe 25 martie 2023 în zodia Gemeni. Geamănul este zodia comunicării. Marte este o planetă peregrină, adică e paria zodiacului în acest Gemeni. Se vorbește, se minte, se manipulează, dar nu se face. Adică este cel mai
cum să spun, cea mai jalnică modalitate de manipulare, ca și cum, eu știu, ei spune cuiva, nu știu, dacă mă părăsești, nu știu, fac ceva foarte rău, știi, ca da. Și ca un șantaj. Șantaj, da. Și atunci Marte fiind planeta războiului, fiind pe o zodia declarațiilor, a comunicării, îți dai seama că sunt foarte multe vorbe în vânt, numai că asta creează foarte multă panică. E adevărat că planetele care se strâng, Saturn și Uranus, ne poziționează pe noi într-o situație de-astea în care se schimbă lumea, pentru că, practic, nu poți să treci cu vederea faptul că se fac niște amenințări nucleare. Se schimbă niște lucruri în același timp. Ne simțim cu toții constrânși și băgați așa într-o cutiuță în care, știi, cineva la un moment dat poate să vină să hotărască asupra vieții tale. Totuși, să nu ne ducem cu capul, pentru că dacă nu înțelegem cum stau lucrurile, da, Venus în balanță este în domiciliu, Marte în gemeni, care este războiul, nu este nicăieri, este ca un homeless. Vorbă, da? Este da. Ca deci un homeless. Pe când Venus, cu care face și aspect foarte bun luna aceasta de trigon, îl ajută, îl domolește. Corect. Da? Adică e rău, okay, dar bine. Nu prea e rău, să fie bine. Asta hai, e da, concluzia. Da, nu, ar fi bine să nu ne pierdem nervii în situațiile este, de genul acesta, pentru că după o pandemie și apoi după un asemenea an, s-ar putea să nu ieșim. E mai important să ieșim cu mintea clară. Mulțumim frumos, Cristina. Cu drag.